Șefa casei de asigurări de sănătate, pozitivă pentru COVID-19, împreună cu soțul ei, Carmen Nicolau, economist de profesie, se ocupă de finanțele sistemului sanitar de la nivelul județului Botoșan de mai bine de 10 ani. În acest weekend, după ce femeia a acuzat stări de rău continue și specifice virusului SARS-CoV-2, a primit lovitura crâncenă. S-a dus la spital împreună cu soțul său, fost manager al societății Nova Paserv și în momentul actual șef în cadrul unității de implementare a proiectelor, care și el acuza stări de rău. Acolo, laboratorul a confirmat prezența virusului în probele prelevate de la cei doi și aceștia au fost internați în spital pentru a fi tratați de coronavirus. Județul Botoșan a ieșit din topul îmbolnăvirilor. În momentul de față ne aflăm pe locul 14 național. Însă, în ultimele 24 de ore, Direcția de Sănătate Publică a declarat și un deces pus pe seama coronavirusului. Este vorba despre o femeie de 82 de ani, internată pe secția ATI, care sufera de neoplazie, diabet și afecțiuni cardiace. Acesta este al 84-lea deces înregistrat la Botoșani. Totodată, de la ultima informare, au fost confirmați pozitiv încă șase botoșeneni. La nivel național, este a șasea zi când se înregistrează peste 1000 de infectări. Din totalul de 7574 de teste efectuate în ultimele ore, 1104 români au fost confirmați pozitiv. Numărul total al îmbolnăvirilor de la nivel național a ajuns astăzi la 45902 cazuri.